Chiar dacă bugetul alocat va fi cel mai mic din ultimii ani, Festivalul Teatrelor Dunărene vine cu o surpriză de proporții pentru publicul giurgiuvean. Intrarea va fi liberă la toate spectacolele din perioada 6-10 octombrie. Am decis ieri, în adunarea pe care o am în fiecare luni cu ai mei colegi, să dăm intrare liberă la toate spectacolele din această ediție. Încă mai sunt copil, mai am naivitatea să cred că poate va veni cineva pe ultima sută de metri să ne cumpere un spectacol sau ceva. Festivalul va debuta luni 6 octombrie la ora 10:30 în sala studio cu spectacolul Păcală și se va încheia vineri după ora 21 cu Școala de Proști. În cele 5 zile vor fi prezentate 14 piese, 4 recitaluri, lansare de carte, expoziție de pictură și colocviul național de dramaturgie Mircea Ghițulescu. După Mircea Albulescu, Florin Piersic, Horațiu Mălăele, Ion Caramitru sau Dorel Vișan, pe scena Teatrului Tudor Vianu va urca un alt actor uriaș, George Mihăiță, într-un one-man show care se anunță de excepție. Marele clou, cred eu, este aducerea lui George Mihăiță într-un recital cum nu l-a mai dat. Joi 9, George Mihăiță va fi oaspetele de preț al Giurgiului și, zic eu, al acestui festival. Nu înseamnă că este singura bilă albă, singurul punct, aș putea spune, care mă mândresc. Celelalte trei recitaluri, Edith Piaf, Femeia care a iubit, Nu vă încruntați, zâmbiți și Poezii de Jacques Prevert, aparțin artistei din Republica Moldova, Irena Boclinca, actorului Teatrului Mic, Eugen Cristian Motriuc, respectiv actorului Vlad Vasiliu de la Teatrul Fanny Tardini. În acest an, la Festivalul Teatrelor Dunărene vor participa 7 teatre din România, Bulgaria, Serbia și Austria. În total vor fi prezentate 14 piese, printre care și 3 cu subtitrare în limba română. Totodată vor fi lansate 4 volume aparținând scriitorilor Dinu Grigorescu și Zeno Fodor. Vernisarea unei expoziții de pictură și o comunicare despre teatrul lui Marin Sorescu, ambele reunite sub titlul Pasiuni giurgiuvene. Secția română a Radio Novi Sad va prezenta cum ia naștere un spectacol de teatru radiofonic, în timp ce Cafeneaua Artiștilor va găzdui o nouă ediție a Colocviului Național de Dramaturgie Mircea Ghițulescu. Tot în cadrul Festivalului Teatrelor Dunărene vor fi anunțate și rezultatele finale ale concursului Dramaturgie în 2.